Rușii au lansat noi atacuri cu rachete asupra Kievului. Cel puțin o persoană a avut nevoie de spitalizare. Invadatorii au lansat atacuri și asupra regiunii Donetsk, chiar în urma cărora 5 oameni și-au pierdut viața, iar alți 20 au fost răniți. Președintele Zelenski cere ajutorul ONU și UNESCO pentru că cea mai mare biserică de lemn din Ucraina a fost incendiată. Sirenele de raid aerian s-au auzit în cea mai mare parte a Ucrainei. Primarul Kievului a anunțat că au avut loc explozii puternice în mai multe districte din regiune. În Donetsk, 5 oameni au fost uciși de bombardamente. Tot în Donetsk, rușii au lovit și cea mai mare biserică de lemn din Ucraina, Sviatigorsk Lavra. În momentul atacului, în mănăstire se adăpostau aproximativ 300 de civili, dintre care 60 de copii. În urma distrugerii mănăstirii de patrimoniu, președintele Zelenski a lansat un apel către ONU și UNESCO. Lavri zgorів всіх святський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Росія свідомо і системно знищує українську культуру. Та держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН, нібито нічого. Rușii au lansat și o rachetă de croazieră foarte aproape de centrala nucleară Energoatom, conform operatorului de stat al centralei ucrainene. Trupele ruse continuă să atace și orașul Severodonetsk, în timp ce controlează mare parte din estul acestuia. Rușii au anunțat și retragerea unităților militare ucrainene din orașul Severodonetsk. Kremlinul acuză trupele ucrainene că vor să folosească arme chimice în retragerea lor.